de bine cu lansarea. Aniversăm, aș spune, o trilogie. Cele trei cărți de călătorit ale lui Marius Chivu, printre cele mai frumoase cărți ale acestui gen, care a recâștigat teren în literatura română și, spun conștientă de vorbele mele, literatura română, pentru că nu sunt niște simple jurnale de călătorie, sunt și trei cărți de literatură. Faptul că avem aici și privilegiul de a vedea fotografii, imagini de pe trasee, e altă poveste. După 3 săptămâni în Himalaya, din 2012, cred, după călătoria 3 săptămâni în Anzi, iată și cea mai nouă ispravă călătorească a lui Marius Chivu, 3 săptămâni în Atlas. Sunt 10 ani cumva între prima călătorie, care culmea a fost și cea cu ambiția, mă rog, cu altitudinea cea mai de sus, dar pe de altă parte profunzimea, cred eu, a fost câștigată sau a avut de câștigat acum cu prilejul acestor 3 săptămâni în Atlas. E o carte care schimbă puțin registrul, schimbă puțin portativul. E în sine vorba despre ce înseamnă călătorii. E vorba despre călătorie ca, într-un fel, metaforă a înțelegerii de sine. E vorba despre călătorie ca fiind cu totul și cu totul altceva decât turism. Cred că până la urmă, dacă e să rezum într-o singură frază mesajul cărților și cu precădere al acestei de-a treia cărți de călătorie a lui Marius Chivu, mesajul este acesta. Și de fapt e un leitmotiv, un refren în carte. Noi suntem călători, nu suntem turiști. Cu tot cu un mic cadou de cunoaștere etimologică pe care ne-l face Marius, călător care e musafir, o înrudire între aceste două cuvinte. Suntem călători, nu suntem turiști. E aproape o mantră, e ceva ce cei doi M care călătoresc își spun deopotrivă lor, deopotrivă celor din jur, pentru a se distanța de turistul care de fapt nu reușește să vadă, să ajungă la sufletul, spiritul locurilor pe care le vizitează. Uneori există și o completare care nu e doar ironică, ci mă tem de-a dreptul necesară. Suntem călători, iar nu turiști americani, pentru că țările acestea prin care trec cei doi călători sunt niște țări care, sigur, pun la dispoziția turistului american învățat să le aibă pe toate la un clic distanță, pun la dispoziție așa o rezolvare în câteva ore. Vorba lui Woody Allen, Muzeul Prado în 3 minute, are el o proză pe tema asta. E o carte care face în același timp elogiul hărții de hârtie. Asta mi-a plăcut iarăși foarte mult. Deci, călătorul adevărat nu se ajută de GPS, nu se ajută de rezervări făcute dinainte la hotel. El își cumpără o hartă atunci când pune piciorul în teritoriul pe care urmează să-l exploreze și se descurcă cu harta, scoțând-o din buzunar, din rucsac, atunci când are nevoie de ea. În rest, pur și simplu, simțurile lui, văz, auz, miros, tactil, sunt cele care trebuie să-l
ghideze în călătorie, pentru că abia așa o călătorie își recuperează frumusețea ei originară, aceea de a fi inițiatică. Și trec deja microfonul către Ioana Pârvulescu, pentru că suntem și cu ochii pe ceas, cum spuneam, călătorului și-a de bine cu drumul, lansatorului cu lansările. Bună ziua din nou! Am declarat de mai multe ori că eu nu sunt o cititoare de cărți de călătorie, dar trebuie să spun că m-am făcut în ultimul timp, pentru că au apărut atâtea cărți de călătorie bune, încât mi-am schimbat opțiunea. Din când în când Marius Chivu dispare. Dispare din peisaj, dispare de pe Facebook, de pe Instagram. Și pe urmă, după un an, afli că a mai scris o carte de călătorie, că a fost în Himalaya, în Anzi sau acum în munții Atlas, cred că așa se pronunță. Eu doar cu Atlasul, nu cu Atlasul. Și ne ia și pe noi și ne duce acolo. Aceste călătorii sunt făcute împreună cu un prieten, cu aparatul de fotografiat, de data asta un Olympus, cu niște bocanci bine găsiți, deși cei de acum l-au ros la călcâi, și un echipament adecvat. De ce mi-a plăcut cartea asta de călătorie și, cum zic, sunt coruptă să citesc și asemenea lucruri? Pentru că are niște calități care îl caracterizează pe autor. În primul rând, o curiozitate și umană, pe care i-am văzut-o și la interviurile pe care le ia la emisiunea lui radiofonică. Chiar îl interesează oamenii de toate felurile, îl interesează locurile, îl interesează tradițiile. Deci curiozitatea în cea mai bună formă și calitatea ei e mare lucru să o ai. Apoi există o căldură a relatării, care nu e obligatorie, și mai ales la cărțile de călătorie, care cumva sunt îngropate de obicei sub alte lucruri. Pe când la el se păstrează această căldură a scrisului, foarte binevenită. Are un simț al detaliului extraordinar. Nu face economie de detalii, dar nici nu te îngroapă sub ele. Exact asta se cheamă, să ai simțul detaliului. Are frecvente comparații cu România, și asta e în buna tradiție a literaturii de călătorie, de pildă la Dinicu Golescu, pe care îl și pomenește la un moment dat, și la alți călători, de pildă la Ioan Slavici în scrisorile către Maiorescu despre Italia, tot așa mereu se fac trimiteri la România și comparații cu ce se întâmplă la noi. Da, ajung și la el. Deci e foarte reconfortant pentru cititorul român să vadă aceste comparații. Și are și o tandrețe care îl face, de pildă, probabil, Marius, scena cea mai tulburătoare din această carte. Ai idee care ar putea fi? Mi s-a părut cea... Multe. Are multe idei. Una mi s-a părut chiar ieșită cu totul și cu totul din comun, cea cu fetița care era în cărucior. O fetiță de 10 ani, dar care nu putea merge. Unde? La plegică. Da.
Nu, dar mă întrebam unde e, în ce local, nu contează. Și în Rabat era această fetiță și pe care, pe lângă care, oamenii treceau și o salutau cu bucurie și cu zâmbetul pe buze, spre reciproca plăcere. Și Marius a făcut și el gestul ăsta. Deci se duceau și o salutau și ea probabil le zâmbea. M-a dat gata scena asta, sunt și multe altele, într-adevăr, dar asta mi s-a părut deosebită. Apoi sunt, e și un spirit ludic la Marius Chivu, pe care de asemenea l-am remarcat de foarte multă vreme. El inițiază diverse jocuri cu tovarășul lui de călătorie, cu companionul lui Marius Rădoi, sunt doi Marius. Și de pildă, la un moment dat, aflând că la început de tot, nu țin minte orașele, eu v-am spus cu geografia, nu stau foarte bine. Într-unul dintre orașe află că oamenii au patru neveste, drept care în fiecare zi ei doi își aleg patru neveste și se gândesc cum ar fi din cele pe care le văd în drum. Sau jocul despre care amintea și Lidia cu Ana Musafir. Când o să spuneți de acum Ana Musafir, să știți că înseamnă sunt călător, sunt călător. Și are multe etimologii în această carte, care o fac demnă și pentru ochiul lingviștilor, pentru că, de exemplu, Musafir are rădăcina care trimite și la safari. Așa că sunt legături din astea neașteptate care te ajută foarte mult. E adevărat că mulți musafiri uită să plece și nu se mai justifică această etimologie. Deci de acum când aveți musafiri, să știți că ei trebuie să mai și plece. Partea a doua a cărții este superbă. Și prima mi-a plăcut, dar a doua, în prima găsiți aventuri, parcurgerea a 50 de kilometri pe zi și cu o rană la picior, rătăcire, m-am îngrozit când am văzut rătăcirea aia în munți, tot felul de lucruri din astea care te țin chiar cu sufletul la gură și te întrebi cum de mai e aici Marius cu noi. Dar în partea a doua a cărții ai senzația că intri în 1001 de nopți. Efectiv, este o atmosferă care m-a trimis cu gândul la 1001 de nopți. Am apreciat și intertextualitatea titlurilor care ține tot de simțul ludic al lui Marius. Nu, titlurile. Așa. De pildă, iată, 1001 de porți, Oberge Zarathustra, lungul trec al zilei către noapte, o zi șchioapă pentru peștii, spadă, parafrază după Salinger și câte altele. Îi plac asemenea jocuri literare care dovedesc că a făcut facultatea de litere cu mine, între altele. Deși n-ai zice. Am apreciat și cele trei registre din această carte. Este jurnalul propriu zis, făcut cum trebuie, adică dând exact cât trebuie din ziua respectivă, decupând ce trebuie. Pe urmă, enorm mi-au plăcut meditațiile, reflexiile asupra care sunt scrise în alt registru cu litere cursive. Și vă dau un singur exemplu, eu voiam să-l citesc ca de la mine, dar văd că l-au scos și editorii aici pe margine. Avem timp? Am timp de un citat?
cele despre deșert, am citit mult despre deșert, am citit și Saint-Exupéry și foarte mulți alții. Ei, la Marius am o sos despre celălalt deșert, dar la Marius chiar am văzut niște reflexii extraordinare asupra acestui peisaj. Deșertul începe să ți se arate ca o formă de relief abstractă, contradictorie, fără sens. O anomalie a naturii în sensul unei extravaganțe minimaliste de dimensiuni improbabile. O formă de relief obținută din măcinarea tuturor celorlalte. Foarte bună fraza asta. O formă de relief obținută din măcinarea tuturor celorlalte. O dimensiune în care orice ar pătrunde s-ar preface automat în nisip. Marea nisiparniță a planetei. Și vezi un ceas de nisip care devine sau este deșertul, scos din deșert și transformat în deșert. Am scurtat pentru că din motive de timp. Iar cu deja celălalt registru sunt diverse citate și aici ajung la Alexandrie. Am fost foarte încântată că l-a pus pe Alexandrie, care e unul din favoriții mei de secol XIX și cu care la o emisiune radiofonică i-am zis că aș fi vrut să mă întâlnesc. Și Alexandrie este singurul scriitor român care are consemnări despre Maroc. Nimeni altcineva nu și-a mai consemnat drumurile în Maroc. A ajuns aici Alexandrie și a scris. Și m-au interesat și pe mine foarte mult să recitesc acele pagini pe care le uitasem. Notele de subsol să nu le săriți, vă rog, pentru că sunt foarte bune. Eu, în general, sar notele de subsol, dar de data asta m-au interesat foarte tare. Și închei prin a spune că una din calitățile acestei cărți este ilustrația ei, adică sunt fotografiile. Sunt niște fotografii care te năucesc. Sunt de o frumusețe extraordinară, alese tot așa din mai multe registre, peisaje, oameni, detalii de construcții, culori. Bineînțeles că aici domină culoarea, mai puțin în partea de deșert, dar și acolo sunt extraordinare. Și Marius, să știi că cel mai mult mi-a plăcut privirea personajului de la pagina 73, care exprimă de toate. Exprimă un anume fel de curiozitate combinată cu reținere. Deci este da, este și suspiciune, este și această distanțare de turiști, chiar dacă el nu era turist, și în general observația că aici în Maroc și în zona arabă oamenii nu se lasă fotografiați, spre deosebire de cei din Anzi care veneau la tine să-i pozezi. Și într-adevăr sunt mai puține poze cu oameni în această carte, dar cele care sunt formidabile. Și cea cu femeia cu fusul la picioare, de asemenea, mi-a plăcut extraordinar de mult. Aș mai avea lucruri de spus, dar îl las și pe autor să apuce să vă zică câteva vorbe. Pe scurt, devin un fel de fan al cărților de călătorie și la asta a contribuit foarte mult și Marius Chivu. Mulțumesc, Ioana, mulțumesc, Lidia. Pentru mine e foarte important că această carte este lansată de Lidia și de Ioana, pentru că Ioana m-a debutat, datorită ei am ajuns să scriu în România Literară, iar Lidia m-a debutat ca autor de călătorie. A fost prima persoană care a crezut că pot să scriu literatură de călătorie încă înainte să fi plecat în prima călătorie, cea din Himalaya, ceea ce a creat o presiune enormă. Și tot Lidia îi datorez titluri. Acest 3 săptămâni în este titlul cu care Lidia a venit
atunci când am venit, m-am întors cu jurnalul din Himalaya. Sunt 11 ani, 3 cărți, nu m-aș fi gândit că o să ajung aici. Ce pot să vă spun e că e cea mai am scris cel mai greu la această carte, pentru că fiind a treia, presiunea de a da o carte nu la fel de bună, ci mai bună decât celelalte, a fost am resimțit-o din plin. Am scris cu foarte multă presiune. Am vrut să păstrez tot ce era bun în celelalte cărți, dar în același timp să vin și cu lucruri noi care să surprindă pe cei care le-au citit și pe celelalte. Și se vede, cred, e o carte și ca text mai mare și ca număr de fotografii mai mare și ca dimensiune, pe de o parte, eseistică mai amplă. Și de data asta, cum a remarcat și Ioana, poate și de la vârstă, mi-am permis să fie mult mai confesivă decât celelalte. Este prima carte de călătorie în care spun lucruri despre mine. Nu știu cum s-a întâmplat, poate și contextul a fost de așa natură. De data asta s-a întâmplat într-adevăr, a venit într-un moment în care am avut niște pierderi în familie și niște momente mai dificile. Și atunci, scriind cartea asta, am lăsat mult mai mult decât mi-aș fi dorit și sper să nu regret acest lucru. Dar e o carte mai personală decât celelalte. De asta sunt episoade pe care, dacă le-aș fi întâlnit în celelalte călătorii, nu le-aș fi pus în carte, așa cum s-a întâmplat, și am păstrat mai multe episoade doar pentru mine. Nu mi-aș fi imaginat niciodată că o să scriu un vis de-al meu. E una dintre interdicțiile pe care o pun cursanților mei, să nu descrie vise niciodată. Acum nu știu cu ce credibilitate voi mai cere asta studenților mei, odată ce am pus un vis de-al meu care e destul de mare. Și cred că, dincolo de toate, este, în sfârșit sunt foarte mândru de ce mi-a ieșit. Celelalte, din fericire, am început cu Himalaya și nu trebuia să fie neapărat o carte bună, pentru că era despre Himalaya, deci cum mi-a zis Mircea Cărtărescu, ai debutat cu Himalaya, deci unde te mai duci? Și cumva a fost norocul meu că am debutat cu niște destinații mai spectaculoase și mai faimoase, iar pe măsură ce am învățat eu însumi să scriu literatură de călătorie, am venit cu niște munți mai puțin spectaculoși, dovadă că pe măsură ce călătoresc scade altitudinea la care ajung. Acum, ca să închei, dat fiind că am scris cu atât de multă presiune și greutate, în momentul ăsta zice că e probabil ultima mea carte de călătorie. Mă dor și șalele și genunchi, adică nu știu ce mai face, unde mă mai duc de aici încolo. Momentan consider că mi-am îndeplinit visul unei trilogii și l-am încheiat cu brio. Arată... Păi acum când ne-ai făcut cititor de cărți de călătorie, renunți? O să scriu cărți de călătorie, dar nu mai plec în călătorii, deci o să vă păcălesc. Și vreau să mulțumesc celor care au contribuit în mod decisiv ca această carte să arate cum arată. Corinei Roncea, cu care am muncit câteva zile să paginăm cartea și să punem fotografiile în simetrie cu textul, lui Dan Dulgheru, care le-a aranjat puțin. Evident, Anca Ionescu, care a fost redactoarea cărții și care n-a avut o muncă ușoară, pentru că sunt fraze și texte și expresii din câteva limbi, sunt note de subsol, sunt multe grafii, numai ea știe prin ce a trecut și este rău recunoscător. Lui Mihail Coșulețu, că a făcut din nou o hartă la sfârșitul cărții. Este o carte, nu știu dacă în premieră, dar are și un cod QR, unde odată scanat am încărcat niște filmulețe de pe traseu. Filmulețul, da, e disponibil oricum și pe YouTube. Mulți oameni sunt în spatele unei astfel de cărți, inclusiv Marius, care tovarășul meu de călătorie, care mi-e de ajutor, pentru că atunci când eu obosesc, el face munca mea de curiozitate și de negociere în locul meu și apoi eu mă trezesc cu niște informații sau cu niște povești la care n-am contribuit.
Și mai ales că mi-a cele câteva poze din carte unde apar eu, evident, sunt făcute de el. Mulțumesc, Lidia, mulțumesc, Ioana, mulțumesc că ați venit. Noi îți mulțumim, Marius, și te invităm să așterni și autografele pe această carte minunată și totuși să ne promiți că vei mai călători și vei mai scrie despre călătorii. Urmează